Biblioteca 21, Management și Marketing, prezintă o radiografie succintă, dar cuprinzătoare ca tematică, a activității de bibliotecă din punctul de vedere al unui conducător, al unui manager, care este în primul rând bibliotecar. Cartea tratează elementele specifice ale managementului prin prisma activității de bibliotecă, fiind structurată în capitole distincte care, ele însele, pot reprezenta un real ghid pentru cititorul interesat. Planificarea, organizarea, conducerea, controlul, resursele umane și marketingul de bibliotecă. În primul rând se adresează oamenilor din bibliotecă, dar zice nu numai, pentru că în fond fiecare zi din viața noastră înseamnă o pagină de management, pentru că știm foarte clar, ne facem o planificare a activității în fiecare zi. Asta înseamnă management. Și atunci asigur că lucrarea noastră care a fost scrisă cu adresă directă, există o anumită nișă care este interesată, va acoperi un gol, pentru că în literatura de specialitate să știți că este un gol din acest punct de vedere. În România s-a scris foarte puțin pe această temă, în condițiile în care biblioteca în general și biblioteca românească în special a suferit niște transformări pozitive, aș putea spune eu, într-un mediu care este din ce în ce mai concurențial și atunci un management performant se impune cu necesitate. Se propune așadar corpului profesional un text documentat și argumentat prin propriile constatări de ordin administrativ, cultural și psihologic, cu speranța că acesta va fi util tinerilor manageri în funcție, celor care se pregătesc în acest scop și celor din subordinea lor.